Mă, cum naiba fac eu, mă, să strâng toți banii aia pentru amendă? Chiar nu știu. Mamă, ce mușchi am. Da. Nu știu, să-i cer lui mamaie? Nu știu ce naiba să fac. Opa! Doamne, ferește! Da. Aș putea să vorbesc foarte bine cu Andrei, că el a spus că știe o grămadă de bișnițări și de-astea. Cred că n-are și neapăr, n-am, cred că știe el. Cătăline, hai mă odată, ce faci? Părsăși WC-ul? Ce dracu faci? Hocă, vin acum! Meditam și eu asupra vieții, mă gândesc la probleme, că sunt plin de probleme. M-ai mâncat toată ziua, taca, 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 taca. Nici gândurile nu pot să mi le mai aud. Mă duc în cameră, da? Du-te, fă-ți treaba. Du-te, aha, du-te în cameră, că mi-ai mâncat sufletul. Stai în baie, te pregătești mai rău ca o fată. Ce zici, mă, boschetare? Îmi îndreptam părul, trebuie să fii și-o frumos pentru Florina. Am stat toată ziua și m-am gândit, cum dracu facem noi banii pentru amendă? Tu ai zis că știi bișnițării, cum îi facem? Că nu mai pot, mă stresez tot, mi-a albit părul în cap. Pune-mă dracu ceva pe tine, ce dracu ești așa libidinos? Stai dezbrăcat pe aceea pe-n casă. Dacă mă crezi, nici chilos pe mine n-am, de stresat ce sunt. Păi și tu crezi că eu nu m-am stresat? Fii atent aici. Am făcut niște calcule. La fura de căpăcele și de antene de mașină nu mai merge, că s-au caprins ăștia. Câinii vecinilor, babelor ăstora, nu mai merge să-i plimbăm că e pandemie și a zis ăla că, na, să se mai abțină și ei. Singura soluție, mi-a spus mie un prieten, e să deschidem cabinet de psihologie. Păi stai mă așa, ca să fii psihopat de ăsta. Psiholog, bă, prăjitule! Așa, psiholog, doamne, iartă-mă! Nu-ți trebuie și ție o diplomă, o facultate, o ceva? Auzi la el diplomă. Bă, Ileana Cosânzeana, fii atent, tu nu știi cu cine vorbești. Pot să falsific orice diplomă de la orice facultate. Și-o punem așa mare pe birou. Doamne, cât îmi place ideea! Fii atent, o să deschidem cabinetul în beci. E perfect, ne facem propria noastră afacere. Ilegală. Stați-mă așa, boschetarilor, unde vă grăbiți? Am auzit ceva de beci. Beciul e domeniul meu, nimeni nu intră acolo. Tu ce vrei, mă, stafidito? Intrăm când vrem noi în beci. Auzi la ea. Hai zic tine, măgare, că te prezesc acum, dar nu te vezi. Mă, dar știe cum vorbești. Auzi la el. Nu vă mai certați, mă. Mama, e fii atentă, noi trebuie să deschidem o afacere în beci. Te bagi? Pune-mă, scârbosule, ceva pe tine, stai de spuiată aceea în fața noastră. Hocă pun, mă simțeam și-o mai largul meu. Aha. Bă, băiete, fii atent aici la mine, nimeni nu intră în beciul ăla dacă mie nu-mi dă un comision acolo, ceva. Cașcaval, dinero, mărire la pensie. Nu știu dacă știi, dar nu prea stăm bine cu banii, de-aia deschidem vita mai afacerea în beci. Nu-ți putem da bani, dar te putem angaja. Ce părere ai? Angajată ca ce? Că eu am fost croitoreasă pe vremea CAP-ului. Când traia în Ceaușescu, ce bani să mai făceau? Ai putea să fii bodyguard. Ești cea mai bună, nimeni n-ar trece de tale. Puh! Mă bag să mor eu. O să fiu cel mai bun budigău pe care puteai să-l ai. Ah! Bine, dacă scăpară niște baba asta. Bă, dar disperată e mă, ta mare. Să fii tu, dracu, dacă nu te pălesc în seara asta. Cine te învață, mă, să vorbești așa urât? Profesorul e la școală? Sau profesorul e, dracu, să fie? Hai, mă, taci, dracu, o dată din gură. Că o rezolvară și pe asta. Tu crezi că îi dau vreun ban? Să ne păzească acolo. Etena. Pune, mă, dracu, ceva pe tine, că e scârbos rău, Cătăline, să mor eu. Ce, dracu, să ai de spuiat pe aceea? Vorba lui, mă, ta mare. Acum, scumpul meu cu echipier, când m-am pregătit și eu, să mor eu, zici că ești împăiat. Hai să-i tiri, măgarule, că asta a fost al tataie. Trebuie să facem planul de bătaie. Bătaia nu ți iese, mă, nicio bișnițărie, nu ți iese nimic. Fii atent aici la mine. Eu fac diploma, tu fac studio, ce dracu mai vrei?
ar merge și așa, trebuie să notez asta cumva? Doamne, ia-mă, lasă-mă, bă, dracu, cu carnețelul tău! Hai, dracu, să ne apucăm! O să trag diploma la imprimantă. Bine. Să mor eu, ce birou ne-am tras. Hai să-i dăm drumul. Ce dracu, mă, și-a pus asta carpetă pe aceea? Ce dracu, a nebunit de tot cu carpetele. E carieră cu alea aceea. E chiar drăguț aici. Avem scaune. Asta o să fie pe post de birou. Da. Să-i dăm drumul. Hai mă că am ajuns. Ce dracu e aceea? Și ce părere ai? Ăsta e studioul. Birou, cum s-ar zice. Hai mă că arată bine, ce să mai fii atent. Am adus diploma. Putem spune că ești proaspăt absolvent la psihologie. Trebuie să punem diploma aici, să vadă lumea când intră că suntem calificați. Gata. Bă, da, știu și eu că angajasem un bodyguard. Unde dracu e? Că mă simt neînsiguranță. Nu știu unde e. Mamaie, hai odată, că trebuie să începem. Deja avem o grămadă de programări. Ce naiba, mamaie, m-am speriat. Dar ai fost aici până acum și n-ai spus nimic? Tu crezi că ai uitat că eu aici trăiesc? Aolo, hai mamaie odată, pune-te pe poziții, că trebuie să vină clienții. A, păi gata, începem. Stai așa. O să fiu cel mai bun bodyguard. Au. Gata. Trebuie să ajungă din clipă în clipă, a? Da, mă, trebuie să vină. Am eu un prieten influencer. Are foarte mulți urmăritori și am vorbit cu el să ne facă promovare. Și vine. Vin. Sper. Și urmăritorii lui sunt vii? Aoleu, nu vine nimeni. Mă, pârliților! Voi ce dracu faceți, mă, aceea v-ați apucat de video chat? Treacă, fă dracu, de aceea, că avem treabă! Te găsești tu repede! Te bagi în afacerea bărbaților. Du-te, mă, dracu, Andrei, că tu oricum nu erai bun de video chat. Duceți-vă, dracu, mă, Andrei. Păi chiar și așa. Muierile n-au ce căuta aici. Scuze, mamaie. Asta e afacere de bărbat. Bă, da, vreți să mai stau mult pe aici? Că văd că nu vine nici dracu, adică... Ce mai afacere? Ia uite-o și pe asta! Din câte știu eu, bodyguardii nu vorbesc! Stai acolo și taci, că eu te plătesc! Ia uite pe la ei, au prins angajații tupeu! Ia uite la el! Ia gata mă, tăceți! Tăciți odată! Cred că vine primul nostru client! Aud pașii! Și... Ce dracu faceți mă, handicapaților în aceea? Ia uite-o și pe asta! Pleacă mă de aceea că avem treabă! Trebuie să ajungă oamenii aici! Că avem studio pentru... consiliere. Stai mă că o să cobor și eu acum, că vin cu afaceri de business. Nu vine așa să mă iau de voi. Oh! Era să cad. Stai mă că poate o prostim și luăm toți banii. Hai, coboară. Vreau o ședință în care să vorbesc cu un psiholog, unul dintre voi doi care e mai capabil. Am nevoie, sincer. 5 milioane te costă, suntem cei mai calificați. Îți dau 200 de mii. Adică 2 milioane? Ce am scăt de mine? 20 de lei în cuiatule, nu 2 milioane. Sai de capul meu. Ce facem, mă? Ne băgăm? Pentru început, pentru un prim client, să zicem că îi facem un discount. Hai, că te ajutăm. Măcar o plătim pe mamaie. O să scriu aici Florina. Florina. Acum, scumpă Florina, spune-mi tu mie ce te deranjează, ce simți în adâncul sufletului tău, ce te apasă? Păi, sinceră să fiu,
nici nu prea știu, mă înțelegi? Adică... O apasă dragostea ei pentru mine. Doamne, ia-mă după pământ, cu măta o să mor, bă, cu măta o să mor. Du-te, dracu, de aceea. Așa, Cătăline. Andrei să mură dacă nu-mi sperii toți clienții. Hai, zi. Păi, Cătăline, simt așa că mă doare, mă... Mă doare ceva foarte tare aici. Mă doare fix în curda afacerea voastră. A meritat toți banii. Hai, dracu de proști. Și-am deschis ei afacere. Este proștută. Hai că a fost relativ bine pentru un prim client. Nu plânge, Cătăline. Bă, Cătăline, hai, nu mai plânge, nu mai plânge, mă. Îți plătește mamaia amenda, gata. Dă-l dracu și de cabinet, dă-o dracu și pe Florina. Dar nu mai plânge, că ți-o plătesc eu. Lasă. Serios? Am văzut, mă, am văzut că nu ai venit direct să-mi ceri bani și nu ai cerut bani la nimeni. Te-ai apucat direct de muncă. Și hai că ți-o plătesc eu, că ești băiat cu minte. Ce să mai... Bine, mama, îi mulțumesc mult de tot. Ești cea mai bună persoană din casa asta. Din beciul ăsta, că e și iubita mea sus, e viața mea. Acum ieșiți dracu din beciul meu amândoi, că-mi făcură scapul călindar. Hai! Vale!